Salutare, salutare! Eu sunt Mădălin. Iar eu sunt Roberto. Iar acesta este episodul de vineri, pe care îl așteaptă toată lumea de altfel. Episod dedicat minunatei campanii. Noi știm mai bine ca Moș Crăciun. Mă rog, este un ghid interactiv. O nebunie. O nebunie. Dar noi a început să placă dintr-o dată pe Facebook, știi? Toată lumea, mamă, ce comentarii, ce primim, ce nu știu ce și așa mai departe. E bine, ne-am gândit să vă spunem câte ceva despre ce am pățit noi în... Da. Această minunată campanie, de unde s-a plecat? Bă, de unde s-a plecat? De unde s-a plecat? S-a plecat de sus, de undeva, de la superiori, care au venit la noi și au spus: credeți că puteți face așa ceva? Și noi am fost un pic... Eu aveam de răspunsul, știi? Da și nu. Dar partea cea mai nașpa era că dacă spuneam nu, era: ia duceți-vă voi acasă. Așa că am acceptat provocarea și am zis: hai să o facem. Da. Și o ieși. Am plămânit-o ca lumea. Da. Și care a fost primul lucru? Ne-am gândit, mă, în primul rând, trebuie să ne găsim un loc pe care să stăm. Da. În care să stăm. Mă rog, în care să stăm. Exact. În care să stăm este locul nou nostru studio, unde facem toate review-urile și poate în curând și emisiunile live, pentru că e mult mai mare. Iar lucrurile pe care să stăm au fost cele două fotolii din birourile noastre. Da. Mai bine spus, open space-ul, știi? Că astea două sunt chiar la intrare, în cazul care vin ceva invitat, se așează pe el. Exact. Faza exact. Cea mai mișto, că azi dimineață, colegul nostru Daniel îmi zice: bă, ce ați făcut, mă, cu fotoliile? Zice că am vrut să mă așez și mi-am dat seama că nu sunt, știi? Asta a fost cea mai fană. Da. Sunt pe internet. Sunt pe internet, da, scaunele sunt pe internet. Exact. Sunt vedete. Lăsați-le să fie vedete. Corect. Da. Mie mi s-a părut o chestie foarte interesantă. Bine, ea nu se oprește aici, o să mai urmeze și alte videoclipuri pe categorii. O să fie pe mai multe categorii, o să fie și pe console, o să fie și pe wireless, o să fie și pe... Și o să dureze, asta nu o să fie așa numai acum de Crăciun, bănuim noi, o să fie și mai departe și... Întotdeauna îl vom îmbogăți. Absolut, deci nu o să rămână așa brut cum îl vedeți acum. Probabil că la un moment dat, când o să ne crească și nouă părul, o să ne duceți de... Da, la mine e o problemă că dacă mă bărbieresc, trebuie să-mi las barba să crească, deci dacă mai avem nevoie de filmări, să stau vreo 3 săptămâni până am barba ca acum. Da. Hei, ok, pe tine ce te-a deranjat în toată lumea? Mi s-a părut un pic dificil modul ăsta de a sta. Mm-hmm. Pentru că fiecare film trebuie să se termine și să înceapă cu o anumită poziție. Da, ca să asigure o continuitate. Da. Și cum a fost poziția noastră? Eram ceva de genul ăsta, ceva în spate aici, și... eu cu mâna asta peste cealaltă. Da. Și se întâmpla adesea ca Ioan, cel de-al treilea membru al echipei noastre, să ne spună: lasă un pic mâna mai jos, lasă mâna mai sus, vezi, e mai în față, mai în spate. Da, este... două mai spre Roberto, la mine, două mai în față. Da, se întâmpla asta în fiecare, dată, în fiecare sesiune. Apropo, am avut două sesiuni de filmare, două au fost, până acum și bine, mă rog, o să mai fie. Și destule ori. Destule ore și destule scenarii, scripturi, pe care le-am citit de pe un teleprompter, evident, așa cum fac toți profesioniștii, da, de altfel. Da, mie mi-a plăcut foarte mult experiența, pentru că am mai văzut... Că nu s-a terminat! Stai, mai până acum! Până acum! Pentru că am mai văzut chestii de genul ăsta și niciodată nu m-am așteptat că eu o să fiu... o parte atât de importantă dintr-un proiect de genul ăsta. Mm-hmm. Și acum când chiar s-a întâmplat, mi se pare foarte, foarte cool și sper să vă placă și vouă chestia asta. Cei care n-ați văzut, foarte bine. Aveți timp pe cg.ro/știm. Da, și exact. Și pe măsură ce trece timpul, vom avea mai multe răspunsuri la întrebările voastre. Absolut. O să fie și chestii funny. Inclusiv chestii funny la lucrurile pe care și la adresa noastră. Și la adresa noastră. Da, avem multe lucruri în plan referitor la acest proiect. Ca parte de echipament, am folosit două lămpi de 1000 de W care ne luminează așa frumos și pentru iarna acum sunt perfecte, mai puțin că avem calorac. Știi care e faza? Că avem calorifer, caloriferul merge foarte tare. Mai sunt și lampile astea de 1000 de W. Exact. În încăperea asta ne-am făcut-o câteodată. Stai să mai ne ștergem un pic. Suntem la sauna. La sauna. În rest am folosit un aparat foto Canon 600D.
Da. Pentru prima dată pe canalul nostru. Da, da, da. Și de 5100 îl folosim acum, este ceea ce vedeți în momentul ăsta. Și care folosim de obicei în episoadele noastre din fiecare vineri și cele legate de review-uri pe produse. Exact. De fapt, ca să vedeți diferența, pentru că suntem niște oameni interactivi, nu? Da, da, da. De fapt, în momentul ăsta se filmează cu două camere, datorită... Bine, voi ați văzut lucrul ăsta. Da. Astutul sesizat. Cea de pe trepied este 5100, da, da, de 5100 de la Nikon, iar cea care este mobilă este un Canon 600D. Partea de sunet a fost realizată cu un microfon Samsung. Samsung cel pe care îl folosim în live-uri. În live-uri, da. Iar captura, la propriu, realizată prin intermediul dragului nostru laptop Asus ROG. Și... da, captura de sunet. Da, captura de sunet. Captura de sunet, ROG și ca soft sonar LE, ce vine la plăcile de... plăcile audio Asus. Exact. Da. Păi... cam asta a fost, ăsta a fost echipamentul, ăstea suntem noi, ăsta a fost, da. Asta este campania. Noi știm mai bine, sau PC Garage știe mai bine decât Moș Crăciun. Noi am vorbit cu Moș Crăciun înainte, l-am întrebat ce știe, ce nu știe, am aflat că noi știm mai multe, adică da, da, da. Bazați-vă pe afirmația bazați-mă, noastră. Bazați-mă. Da. Bun, acestea fiind spuse, acesta a fost episodul de vineri și acum vă lăsăm în compania unor mici faze amuzante, gafe mici, mici de la filmări. Să aveți un weekend deosebit. Toate cele bune. Salut. Mai bine decât Moș Crăciun. Eu? Nu trebuia să zici. Păi nu, tu trebuia să zici. Mai bine decât Moș Crăciun. Nu crezi? Dă un click pe Roberto și îți va cumpăra un PS Vita. Nu crezi? Dă un click pe click și... E o apă cristalină. Leu. Bă, bun, acum că tot am pus întrebarea, ce îți dorești de Moș Crăciun? Ce îți dorești? Da. Să-ți dea Moș Crăciun bani să-ți cumpăr ție Vita. Da, deci ce îți dorești de Crăciun? O oală de ciorbă de burtă, o oală de sarmale, 3 pui, cartofi prăjiți nu vreau, 2 salăți. Așa. Și un tort mare de înghețat. Salut! Sunt Mătălin. Ce mă? Ce îți dorești de Crăciun? O blondă, o brunetă, o roșică. Tu? De restul mi le lași mie? Apeși cu coșul de gunoi? Nu se <serios. laughs>